Când prezentatorul de radio l-a întrebat pe miliardarul nigerian Femi Otedola într-un interviu telefonic: domnule, ce vă mai amintiți că v-a făcut cel mai fericit bărbat din toate timpurile? Femeia a răspuns: am trecut prin 4 etape ale fericirii în viață și în sfârșit am înțeles sensul fericirii adevărate. Primul pas a fost să acumulez bogăție și resurse, dar în această etapă nu am obținut fericirea pe care mi-am dorit-o. A urmat a doua etapă de colectare a obiectelor de valoare. Dar mi-am dat seama că efectul acestui lucru este temporar și strălucirea lucrurilor valoroase nu durează mult. A urmat apoi a treia fază de obținere a proiectelor mari. Atunci aveam 95% din aprovizionarea cu motorină în Nigeria și Africa. Am fost și cel mai mare armator din Africa și Asia, dar nici aici nu am primit fericirea pe care mi-am imaginat-o. A patra etapă a fost când un prieten mi-a cerut să cumpăr scaune cu rotile unor copii cu dizabilități. 200 de copii. La cererea prietenului meu, am cumpărat imediat scaunele cu rotile, dar prietenul a insistat să merg cu el și să le dau copiilor scaunele cu rotile. M-am pregătit și am plecat cu el. Acolo le-am dat acestor copii scaunele cu rotile cu propriile mele mâini. Am văzut strălucirea ciudată de fericire de pe chipurile acestor copii. I-am văzut pe toți stând în scaunele cu rotile, mișcându-se și distrându-se. Am simțit o adevărată bucurie în interiorul meu. Când să plec, am decis să mă ridic și să mi-au rămas bun de la copii, dar unul dintre aceștia m-a prins de picioare. Copilul nu le mai avea. Picioarele sale erau roțile căruciorului performant cu rotile. Am încercat să-mi eliberez ușor picioarele, dar băiatul s-a uitat la fața mea și mi-a ținut picioarele strâns cu mâinile sale. M-am aplecat și l-am întrebat pe băiat: mai ai nevoie de ceva? Răspunsul pe care mi l-a dat acest copil nu numai că m-a făcut fericit, dar mi-a schimbat complet atitudinea față de viață. Acest băiat a spus: vreau să-mi amintesc chipul tău. Astfel atunci când te voi găsi în rai, să te pot recunoaște și să-ți pot mulțumi încă o dată. Ai o față de rai. Acela a fost cel mai fericit moment din viața mea.